care sunt cei mai buni indicatori, top indicatori pe care puteți să-i folosiți pentru a face investiții la bursă, crypto, commodities și așa mai departe, sau dacă vreți să faceți swing trading. Nu uitați că swing trading-ul este pe perioadă mai lungă de timp, nu este pe o zi în sine sau pe câteva ore, este pe săptămâni, poate chiar luni de zile. Dar aveți o siguranță mult mai mare când vine vorba de swing trading, pentru că voi căutați o bucată mai mare, intrați cu banii pe care îi aveți, nu intrați cu leverage, automat. Riscul pe care îl aveți voi nu prea este, pentru că dacă se întâmplă ca strategia se întoarcă împotriva voastră, puteți să lăsați acolo atât din cât intrați pe companii bune și nu intrați pe companii foarte, foarte riscante cu volatilitate exagerat de mare. Dar revenind la subiectul de astăzi, care sunt din punctul meu de vedere cele mai bune indicatoare tehnice pe care le puteți folosi pentru a face o analiză și a găsi niște zone bune de buy? Treaba este că neapărat orice analiză tehnică pe care o faceți trebuie să vă folosiți de canale. Linii de trend, adică să identificați care este trendul ascendent, descendent, de acumulare și așa mai departe. De acumulare, pentru că altfel nu aveți cum să vă dați seama cam care este direcția prețului și să faceți un pic de analiză pe price action. După ce ați identificat trendul, super util este să folosiți niște medii. Asta ca să vă, tot așa, mediile de multe ori pot fi folosite tot pentru a identifica trenduri, dar dacă lăsăm puțin mediile la o parte, haideți să zicem că nu intrăm, pentru că sunt fel și fel de medii pe care le puteți folosi. Treaba este că din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi să experimentați cu medii pe diferite perioade de timp, fie că vorbim de 10 zile, 15, 20, 30, 50, 100 și așa mai departe, să vedeți respectivul activ cam unde lovește și cam care este afinitatea sa. Am văzut de multe ori medii care, dacă le puneți un pic, să zicem, special pentru un respectiv activ, o să vă indice mult mai bine cam care ar fi zonele pe care le vizitează și sunt zone bune de buy. Poate sunt activi care au afinitate pentru media 60, în sensul că dacă puneți media 60 pe grafic, acea când o lovește sau este în vecinătatea sa, este un buy foarte bun, pentru că de regulă face rally. Și vorbim aici de statistică, nu uitați, adică nu este ceva garantat, nu înseamnă că dacă puneți o medie și ați identificat-o ca mers de 2-3 ori, o să meargă de aici 10 ani în continuu. Nu, este pur statistică și poate să meargă, v-am zis, pe time frame-uri diferite și așa mai departe. Dar util și mai general este RSI. RSI atunci când intră în zona de oversold, și vedeți că am un video mai vechi despre RSI dacă vreți să vă uitați la el, dar atunci când intră în zona de oversold, teoretic, dacă vă uitați pe o zi sau o săptămână, în special o săptămână este destul de accurate, adică este destul de exact, o să vă indice o zonă bună de buy. În sensul că, cam atunci face un reversal, cel puțin pe o perioadă scurtă de timp. Și avem chiar în momentul de față un exemplu foarte bun, S&P recent pe one week, adică pe o săptămână, un time frame foarte mare, când a intrat în zona de oversold, sau mă rog, a atins zona de oversold, imediat după a întors și a avut o creștere destul de mare. Așa că vă puteți folosi de RSI ca să faceți un buy bun pe S&P și acum să faceți un swing trade pe o săptămână și ieșeau niște bani, nu? Deci RSI este un tool, un indicator foarte bun când vine vorba de a identifica zone bune de buy. Pe lângă RSI, un indicator foarte bun este Fibonacci. Dacă știți să trageți Fibonacci pe impuls, și aici vorbesc, se trage doar pe impuls, pentru că pe tine te interesează să analizezi un impuls ca să vezi cam care ar fi următoarea mișcare a prețului. În sensul că, de regulă, pe Fibonacci, așa cum știți și găsiți și pe Investopedia și la alți YouTuberi, zona de 19,1, zona de 38,2, zona de 0,5, zona de 61,8 și de 80,9. Cam pe acolo sunt cele mai importante zone unde am putea să vedem prețul că se duce. Puteți să urmăriți toate aceste zone și să vedeți unde se oprește, pentru că dacă s-a oprit într-o anumită zonă și nu poate să spargă respectiva zonă, înseamnă că prețul se face fie în jos, fie în sus, în funcție de trendul pe care voi îl aveți, și poate să fie foarte util. Recomandarea mea ar fi că dacă vreți să faceți swing sau dacă vreți să faceți investing, nu intrați și nu faceți short, pentru că riscul este destul de mare. Atunci când piața va întoarce, este posibil să o întoarcă foarte repede și voi să pierdeți bani. Așa că dacă intrați long în momente cheie sau intrați long până în momentul în care se confirmă folosindu-vă de un astfel de indicator, de exemplu cum este din nou Fibonacci. Și o ultimă chestie pe care o mai folosesc eu și nu este indicator în sine, și întrerupem acest video pentru un lucru foarte important, pentru că vorbesc de foarte multe ori despre research, vorbesc foarte mult despre situații financiare, vorbesc foarte mult despre investiții. Trebuie să investești cu un broker bun. Și cel mai bun broker pe care eu l-am găsit până acum, și credeți-mă că am testat ceva brokeri, este Interactive Brokers. Interactive Brokers este locul în care puteți să aveți investițiile în siguranță și să aveți toate informațiile de care voi aveți nevoie.
și revenim la videoul de dinainte. Și o ultimă chestie pe care o mai folosesc eu și nu este indicator în sine, cam văd unde au fost minimele din trecut care au fost atinse sau maximele care au fost atinse în trecut de mai multe ori. De exemplu, dacă o acțiune anume a cam forțat zona de 200 de dolari de vreo 4, 5, 6 ori în trecut, chiar dacă acum poate este 300 de dolari și este în coborâre, mă pot aștepta ca 200 de dolari din rezistență trecută să devină suport. Și înseamnă că eu pot să marchez zona de 200 de dolari, să-mi pun un ordin pe acolo, că este 198, că este 202, 203, 205 dolari. În zona respectivă pot să-mi pun un ordin și în cazul în care se duce să fac un buy bun, atâta timp cât fac swing trading și fac cu banii mei fără leverage, fără margin și așa mai departe, în sine riscul meu este unul destul de mic, nu? Așa că dacă este o acțiune bună, ok, am greșit, se mai duce și mai jos, se duce la o altă zonă foarte importantă, 150 de dolari să zicem, nu este problemă, mai pun un ordin și la 150, am făcut dollar cost averaging, poate mi-am dus media în 175 și vind o companie foarte bună, oricum va trece de acea zonă, poate se va întoarce la all time high și uite ce înseamnă. Medie de 175, dar all time high e 300, înseamnă că am făcut 125 de dolari pe acțiune. Da, așteptând, dându-i timp, dar gândiți-vă, procentual este ceva ce nu vă oferă nicio bancă, nu vă oferă nimeni în altă parte, doar intrând în puncte cheie, făcând o analiză destul de simplă, pentru că încerc să vă recomand o analiză destul de simplă pe care să o faceți, și având răbdare. Și cam asta este tot, adică acestea sunt tool-urile pe care eu le folosesc cel mai des ca să identific zone bune de buy. Trasez linii și trenduri în sine, stabilesc care sunt trendurile, trasez liniile cele mai importante unde am avut fie suport puternic, rezistență puternică, unde a fost interesul cel mai mare pe care l-a arătat respectivul activ, fie că e vorba de indice, fie că e vorba de acțiune, cripto și așa mai departe. Îmi trasez un Fibonacci ca să văd dacă liniile mele pe care le-am trasat cam sunt în zona lui Fibonacci și asta este o dublă confirmare în sine, pentru că dacă este cam prin aceeași zonă, înseamnă că eu am tras foarte bine liniile respective și aș putea să scot în sine Fibonacci de pe grafic pentru că mi-e suficient să am liniile mele. Sau pot să las ca să-mi dau seama cam care ar fi procentele, mă rog, zonele date de Fibonacci, gen 0.38 și așa mai departe. Și pe lângă asta mă uit și pe RSI, dar nu uitați, cel mai concludent, în special pentru swing trading și investing, o zi, o săptămână, în anumite cazuri, dacă sunt active foarte, foarte vechi, putem să ne uităm chiar pe o lună, dar eu zic că o zi și o săptămână este suficient. Și dacă faceți aceste lucruri și identificați zonele unde prețul este cel mai interesat să întoarcă sau să atingă și să întoarcă și așa mai departe, atunci puteți să faceți niște buy-uri bune. Din nou, încă o dată vă zic a treia sau a patra oară, nu mai știu, sunt statistici acestea, niciodată nu intrați cu toți banii, deci aici este de subliniat, niciodată nu intrați dacă aveți 10.000 de lei și ziceți, ba, mă fac un buy acum de zile mari, nu intrați cu toți banii. De regulă eu recomand să împărțiți buy-urile în două, chiar trei, pe un anumit activ, așa că dacă vreți să intrați pe un anumit activ ipotetic cu 10.000 de lei, luați câte 5.000 sau câte 3-4.000 la fiecare buy, dar dacă intrați all in, vă dați seama că dacă nu mai aveți bani după să veniți să adăugați, să vă reduceți media în cazul în care se duce în jos, pentru că din nou statistică, nu aveți ce să faceți și trebuie să așteptați și poate ratați oportunitatea să aveți o medie de preț mult mai mică. Dar cam asta este tot. Sper că vi s-a părut interesant, sper că vă ajută. Cam asta este strategia mea de investiții pe care o folosesc. Dacă vi s-a părut interesant acest video, nu uitați să dați un like, share, subscribe. Lăsați un comentariu cu ce strategie folosiți voi pentru investing și trading când vine vorba de analiză tehnică, cum identificați zonele bune de buy. Sunt curios cam care este strategia voastră, pentru că putem să facem un pic de share de informații și cine știe, poate găsim o metodă și mai bună cu un grad mai mare de acuratețe. Ar fi foarte fain, nu? Și ne vedem data viitoare într-un nou video. Pa, pa!